Vă rog să vină lângă mine pe Adrian Grigorescu. Pentru seriozitate și rezultate foarte bune în activitatea pe care o desfășurați, se conferă titlul de polițist al anului 2019. Fie ca acest moment să ne poarte cu gândul la apropierea de cetățeni și la un grad de siguranță publică mai mare, astfel încât aceștia să valideze în fiecare moment titlul acordat al dumneavoastră, Marius Florin Caravețeanu, primar al orașului Cotroceni. Peste o săptămână, mai precis de 24, mai parte din eveniment, poate cel mai important eveniment din viața lui. Și în acest sens, am văzut pe ministrul cu sănătatea în această seară, Ioana Gândiși, de mine alături. Să spunem că am să ne gândim și să ne pentru că pe 24 august o să-și umească deschidere. Și ce e să ne bucurăm pentru vederea noastră în ceea ce facem. Vă mulțumesc!